Mă numesc Nutrețu Arian Cristian, sunt înotător și triatlonist paralimpic român și lupt împotriva ideilor fixe. Ambiția mea este să ajung cât mai departe ca sportiv și ca om, iar visul meu este să nu mă opresc niciodată. Din momentul în care m-am accidentat și mi-am pierdut piciorul, m-am lovit de o mulțime de idei fixe. Mi se spunea că singura mea șansă să fac ceva în viață este să învăț, să ajung undeva la un birou, să nu am activitate sau să plec din România, pentru că la noi nu se poate face nimic în starea mea. Însă, cea mai generală idee fixă era că eu nu voi putea suplini niciodată lipsa piciorului. Bineînțeles că la un moment dat mă puneau pe gânduri aceste idei și mă făceau să mă întreb dacă nu cumva chiar sunt adevărate, până într-un punct în care faptul că sunt căpost de fire m-a ajutat foarte mult, pentru că am refuzat să ascult și m-am concentrat să demonstrez chiar opusul la ce auzăm. Nu numai că am rămas în România, ba chiar o reprezint cu mândrie la toate campionatele europene și mondiale la care particip și nu de puține ori am dus-o pe podium acolo. Cel mai important, nu simt niciun dezavantaj în sport, cu toate că nu am un corp perfect.